vara, așa. A venit toamna, ne schimbăm garderoba, pantofii, înlocuim sandalele corect. Cu pantofi, balerini. Da. Ce sugestii și ce recomandări ai pentru toamna aceasta? Păi dacă stăm să ne uităm puțin, dăm o raită prin acest magazin, vezi că se poartă mult sau au revenit în, la modă culorile tomnatice, culorile pământului. Deci de la bordeaux, maron, combinații de maron cu negru, vezi, se poartă combinațiile astea de piele de șopârlă, șarpe cu animal print. Deci în continuare puteți să mergeți pe genul acesta de combinații. Pantofii bărbătești, adaptați pentru stilul feminin, de exemplu cum sunt aceștia. Mi se par foarte eleganți, e foarte ușor de purtat, pot fi adaptați odată la o ținută business sau de școală, cum îți spuneam, la un costum, da? Pantalon sau pantalon scurt sau chiar bermude, că se poartă acum, știi, stilul acela larg și până la genunchi. Dar ei pot fi purtați și cu rochii lungi, în acelea largi, da? Și fuste, combinație cu cămașă, și la taioare, și chiar și cu fuste scurte, strâmte. Deci depinde foarte... și cu un ciorap gros, de exemplu, colorat. Deci aceștia, mi se pare mie că ar fi o investiție bună în imaginea voastră și în garderoba de toamnă-iarnă. Pentru cele care poartă stilul clasic, elegant și care vor să meargă poate și la serviciu, nu știu, avocate, notărițe, femei de afaceri, dar seara trebuie să meargă și la o întâlnire de business sau la un lineu, le-aș recomanda, uite, genul acesta de pantof clasic, da, cu vârful ușor ascuțit, da, și cu un accesoriu, cum este această clemă metalică. Cât sunt de importanți pantofii într-o ținută? Păi, Doamne, cred că după mine pantofii sunt cei mai importanți. Alegeți-vă pantofii care, în momentul în care îi țineți în mână, să nu fie tari, să nu fie țapănă pielea, deci să fie moale, da, și talpa la fel, pentru că vă ajută la mers. Și în al doilea rând, acest elastic fin lasă piciorul să respire. Se adaptează pantoful în funcție de grosimea sau lățimea piciorului tău. Uite, aceștia iară mi se par mie foarte tari. Elegant, stilat, în același timp pe o formă ușor clasică. Deci, this is for me. Asta este recomandarea mea.